Bogdan cel Mare, județul Bacău, pentru data 22.02.2016, ora 10. Consiliul Local al Comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în ziua 22.02.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități personalului voluntar încadrat în serviciu voluntar pentru situații de urgență al Comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și 3. Diverse. Haideți să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Sunt ședință. Haideți citit la punctul. Deci, după cum am încercat să vă spun, este vorba de modificarea inventarului și completarea inventarului domeniului public cu acele tronsoane de drum pentru care vrem să facem investiții de modernizare pe fonduri europene. Și anume, se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău, astfel cum a fost aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 26.10.1999, după cum urmează. La poziția 172, coloana 2, va avea următorul conținut. Sediul Bibliotecii Comunale și teren aferent, suprafața de 500 de metri pătrați, iar coloana 3 va avea următorul conținut. Vecini, la nord, drumul național 11A, la sud, moștenitor Susanu Ion, la est, moștenitor Chirare Ștefan, la vest, moștenitor Ivan Neculai. La poziția 186, coloana 2, va avea următorul conținut. Teren intravilan 1435 metri pătrați, iar coloana 3 va avea următorul conținut. La fel, vecinătățile. La nord, drumul național 11A, la sud, proprietăți private, la est, locotarul Simeon, la vest, bibliotecă. Articolul 2. Se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25-26-10-99 cu pozițiile 291-296, conform anexei care face parte din prezenta hotărârii. Vă citesc și eu anexa imediat. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 11-27-1-2016 și hotărârea Consiliului Local numărul 18-5-2-2016. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județul Bacău, Consiliului Județean Bacău, primarului comunei și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul comunei în condițiile legii. Să vă citesc și anexa, să vă spun despre ce tronsoane de drum este vorba. Uliță în satul Bogdan, este cel de la ferma veche. Și are la nord drumul județean 119, la sud canton Silvii Bogdana, la est sece ferma veche Bogdana, la vest teren mănăstirea Bogdana. Lungimea este 256 de metri liniari. Ulița dintre Căminul Cultural și Poliție. La nord, DN11A, sud Grigoriță Maria, est Cămin Cultural, vest Poliție, lungimea 12 metri. Drumul de acces la gară. La nord, gara CFR, la sud, DN11A, est teren CFR, vest teren CFR. Lungimea 92 de metri. La Biserica Ortodoxă de la Gârbovanu. La nord, teren neproductiv, la sud, pășune. Dați-mi voi să fac o așa. La nord nu-i teren neproductiv, la nord... Ba da. La sud, pășune, la est, ulița sătească, drum sătesc, și la vest, Biserica Ortodoxă, lungimea 175 de metri. Și mai avem cele două persoane de la Gutinaș, de pe deal la Gutinaș, stânga-dreapta față de biserica, uliță sat Gutinaș, la nord, Pârvu Ticu Marius vecin, sud Troiță, est Fet cu Ilie, vest Biserica Ortodoxă, lungimea 187 de metri. Și iar uliță, sat, Gutinaș, la nord este Troița, la sud drum de exploatare, la est Isaic Gheorghe, la vest moștenitorul Savin Gheorghe. Lungimea 313 metri. Deci asta este la punctul 1 după ordinea de zi. Hai să punem la vot. Cine este pentru? După discuție. Ce să da, deci e vorba de toate ulițele, toate drumurile care... Nu s-au
Ceea ce v-am citit, astea vin prinse plus, care nu este aici, dar este trecut în domeniul public, ulița de la Rădeana. De la biserică. De la biserică. Da. Și drumul de la Gutenaș, care este de la școală și până la biserică. Biserica ortodoxă. Așa. Și cu astea, astea o să vină prinse în... Domnul Bontaș. În inventarul domeniului public. Da, eu am vrea să întreb la noi la Jovrei cam pe când. Știu, cam pe când ar vine timpul să faceți la noi rândul. Mandatul următor. Deci, Neanicu, da, mandatul următor. Cine mai fi în mandatul următor? Dar nu mai e mult în că ai fi mulțumit să rezolvi în prima... Prima parte a mandatului următor, nu? Dar tot mă întreabă oameni, bă, ce la noi nu se mai face, la noi nu se mai face, și eu de acum așa rămâne. Auzi? Nici nu s-a terminat să iasă aburul din asfalt și la noi nu se mai face, nu se mai face. S-au învățat acum, așa, ei, eu le dau drept. Lasă și alții. Le dau dreptate. De exemplu, la Rădeana, la Gutenaș, se face și ulițe, nu numai centru, dar la noi nu se face. Nu se face, unde se face? La Rădeana, la Rădeana, la biserică. La Rădeana, la biserică, acolo, la Gutenaș, de biserică. Tot aia la biserică. Păi aia de la biserică. Da. Dar acolo, să mă ierte Dumnezeu. Dacă drumul ăla de la Rădeana nu-l prindem într-o investiție asta, de asta nu putem să consolidăm malul ăla de la Rădeana. Da, păi, ăla e... Deci, ăla este prioritatea zero. Se leagă în două. La da. Că, ce se întâmplă? Dacă nu era... La gara nu e asfaltă, pentru că e asfaltă. Neanicu, prindem trei puncte. Pentru o leacă de drum, prindem trei puncte. Că e vorba de calificare. Deci dacă nu era, dacă nu era de consolidat râpa aia la Gutenaș. Deci dacă nu se consolida râpa aia de la Gutenaș. Nu la Gutenaș, la Gutenaș, da, e bine să se face. Așa, erau bani pentru drum, mai mulți bani pentru drumuri. Da. Dar acolo jumătate din valoare, e un milion de euro investiție. Aproape 400 de mii de euro, Neanicule. Aici nu mă împăc. Neanicule, 400 de mii de euro se duc numai la... La râpa aia. La râpă, da. Da. Deci vă dați seama că puteam să facem vreo 4 km de drum, da, dacă nu era râpa aia. Da, Ioși, să duc de râpă. Să duc pe mașinile de râpă, băi, Ioși, băi. Unde i-a aruncat? Unde i-a aruncat? Păi acolo, la... Sprețe și mine. Da. Nu știu dacă ați văzut la televizor, dar... Deci noi, eu am stat și am calculat-o. Aici, pentru 90 de metri, dacă dar era... Dar nu eficiența lui de asta, punctajul. Prin trei puncte, mă, tăi, nu înțeleg. Dar în alt... Nu este. Nu este. Nu. Păi da, dar care să, care să dea la gară. Sau să dea la... Nu, la biserică, gata, am dat. Trebuie obiectiv. Să dea la gară. Școală, biserică. Gara aia și așa nu mai funcționează nimeni, nu se mai plimbă nimeni. Deci nu a zis că... Deci e vorba de punct, să fii la calificare. Înțeles, înțeles, dar trebuie să fii... Ai înțeles sau n-ai înțeles? Că dacă ai înțeles, dar trebuie să mai pui atâtea întrebări. Da, da, gata. Să pui patru dacă nu mai discuți. Cine este pentru? Și abține cineva? Împotrivă? E punctul. O să vedeți că vineți cu asta cât e nemulțumire să fie cu asfaltul ăsta la noi. Dacă acum patru ani, când am venit în campania electorală, n-au fost așa nemulțumiți și n-aveau apă, n-aveau canalizare, n-aveau nici asfaltul ăsta. Înseamnă că dacă acum o să fie nemulțumiri mai mari ca rândul trecut, înseamnă că omul de ce îi faci, de ce se nemulțumește. E invers proporțional, de ce îi faci, de ce... Da. Cu cât are nemulțumiri practici mai puțin, cu atât e mai nemulțumit de conduce. Bun, trecem la punctul 2. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități personalului voluntar încadrat în serviciu voluntar pentru situații de urgență a comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Având în vedere faptul că prin hotărârea Consiliului Local numărul 55 din data de 12.10.2005 s-a înființat serviciul voluntar pentru situații de urgență la nivelul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, urmare a modificării legislației în domeniul PSI și a protecției civile la nivel național și având ca temei legal următoarele acte normative: legea 307/2006, apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completările ulterioare, legea 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare, ordinul Ministerului Administrației și Internelor numărul 718/2005 privind aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntari pentru situații de urgență cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului numărul 1579 pe 2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare cu modificările și completările ulterioare. Serviciul voluntar pentru situații de urgență are următoarele atribuții principale. Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și a dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competență. Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență. Serviciul voluntar pentru situații de urgență se reorganizează prin hotărâre de Consiliul Local, are un regulament de organizare și funcționare și este alcătuit din personal voluntar cu care Consiliul Local a încheiat contract de voluntariat. Numărul total de personal din serviciul voluntar este 38 de persoane, din care numărul total angajați 1, care este șef serviciul voluntar. Compartimentul pentru prevenire, un șef pe compartiment și 6 membri specialiști pentru prevenire. Având în vedere cele expuse mai sus, propun Consiliul Local spre aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Proiect de hotărâre care spune așa. Se aprobă acordarea unor scutiri de la plata taxelor locale pentru personalul voluntar încadrat în serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău, după cum urmează. Scutirea de la plata taxei pentru prevenirea și stingerea incendiilor și taxa serviciului de pază. Articolul 2 cu 1. Scutirile prevăzute la articolul 1 se acordă începând cu luna următoare date înregistrării contractului de voluntariat și până la data expirării acestui contract. Persoanele care beneficiază de scutirea de la plata acestor taxe sunt nominalizați în anexa 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Cu ducere la îndeplinirea hotărârii se încredințează primarul Comunei Ștefan cel Mare de Bacău prin compartimentul financiar contabil. Prezenta hotărârii se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice interesate prin grijă secretarului Comunei Ștefan cel Mare. Dacă vreți să vă citesc și anexa care cuprinde numele persoanelor care sunt scutite, sunt cei care fac parte din serviciu, tot aia. E bine că știu ei. Da. Ei știu, dar ei au contract încheiat cu voi. Îi chemăm la diverse situații, îți fac exerciții, vin de la Bacău, de la ISU. Și îi folosim, vedeți dumneavoastră, că acum cu vegetația asta uscată. Da. Ne mai confruntăm cu... Da, știu că n-au fost, domnul primar, că n-au fost incendiu în Bogdan, dar știu că cei care sunt trecuți acolo la incendiu au fost răsărit, chiar toți. Au venit chiar fără deci să-i chemăm. Deci de asta, nu, da, nu a fost. E bine, ei sunt un pic instruiți, deci nu știu, vorbesc de zona... Ducă surd un popin. Haideți să o punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci unanimitate? Diverse. Dacă sunt. Dacă îmi permiteți. Da. Mai dați-i și drumul. Domnul vice, dumneavoastră, mai mult am... Plan card cu asta, cu intergeți cu noi, aruncate, mă rog, mai găsim pe la primărie sau să facem. Deci spun zona Gârbovana. Mai găsim, dar mai facem. Nu, spun zona Gârbovana, chiar acolo, chiar la intrare în sat, la cum atunci, la Ologu. Sunt niște copilași, n-am eu timp să mă ocup de ei, să mă ocup să stau. Măcar să le, măcar să-i avertizăm, mă, ești aici acolo pe răpaia și domnul... Unde? La Isaic, după aceea. Și la Isaic și din coace, exact la locul. Domnul polițai local, mă rog, Ilie Matei s-a săturat câtă curățenie am făcut acolo cu ăștia de la Ajutor Social. Chiar nu-l băi, dacă, băi, Gabi, sunteți o mără de oameni și tu ne s-a adunat tăbun la ei, sunt într-adevăr adreptate. Ești, cam știu cine-s acolo. La Isaic, acolo. Nu, dar și aici, și aici la noi, aici la pod, la podeț. E aceeași problemă, nu e nicio diferență. Măcar să, nu știu, cât uși decât să punem două plancarde, poate mă bună simț, eu știu, dacă... Cred că și în alte zone e problemă, nu numai la noi, dar... E aici, la, în față, la Ologu, acolo, cred că aruncă... Stau cochii, nu? Sunt, da, da. Stau acolo, aruncă hârtie, aruncă bitoane, eu știu, dacă e ceva văzut și cât uși decât avertizați, poate o bună simț, dar nu poate o să avem, mai sunt și oameni, în final. Aici duc oamenii, la Hiciuș, mai da, da, acolo duc oamenii. Da. Și nu s-a alță decât aia. Și ar trebui trecut la fiecare la poartă și avertizat. Băi, mă, uite, da, mă, asta zic. Se mai adună cu noi acolo, a, e, că e singura da, soluție. Dar trebuie ca lui Isaic să vede, mă, că el vine pe sala grajului. Da, să se vede cum aruncă, să vede dâra de gunoaie până...
Și dacă ne aruncă ei, măcar sunt proprietari. Bă, ce spun? Bă, l-a văzut pe cealaltă. Da, el acolo. Bine, și cu vecinii. Chiar dacă Gabi trecut pe la fiecare, la fiecare casă și avertizat ca să nu, în momentul în care îi spui omului, îi spui la fiecare, atunci se sesizează și dacă îi dai amendă. Până acum nu știu ăștia de la Gărbovană dacă au avut pubiere luate. N-au avut. Parte din acum au sigur. Da. Acum au sigur că am dat tractorul cu morca și s-a dus. Da. Da, nu știu cât... Probabil până în... Altă întrebare, a spus Neacului să Popovici, coboară mașina până jos sau trebuie să scoată gunoiul sus? Ca să le spun. Eu nu cred că coboară, cred că le-i frică de pod, bă, nu știu. Dar de ce să le fie frică de pod? O trebuie și mașină 20 de tone pe pod. Am întrebat, dar nu știu, na. Trebuie să coboare. Păi nu, trebuie să știi oamenii, ca să știu ce au de făcut. Trebuie să coboare, dar nu coboare niciodată până acum? Nu. Păi, mâine urmărim. Am avut o discuție cu cei de la Lopresc, că eu le-am spus să nu mai vină la mine, să le mai confirm cacarea deșeurilor. Și-a venit din partea ADIS-ului cineva de la Bacău și trei reprezentanți de la Lopresc, în care directorul, adică managerul pe probleme pe zonă, pe probleme de colectare. Colectare. Să meargă și sus la Bogdan și acolo, când în livadă, poate urca pe... Păi nu, eu lăsat totul la latitudinea șoferului. Urcă pe livadă, urcă. Urcă pe livadă? A venit șoferul care era pe Gutinaș și zic, bă, dar ai trecut dincolo? Nu. Acum două săptămâni nu a trecut pentru că spunea că zgârie mașina. Bun, am trimis echipă, o toaletat copacea aia pe acolo. Sâmbătă, marța trecută. S-a nimerit, era și Gabi Sânche, când a venit să-i confirm. Nu a trecut. Bă, dar de ce n-ai trecut? Păi nu, că e panta aia mare și agăță scara când... Mă, dar cum să agăți cu doar dacă e pantă? E plană, e dreaptă. Și mașina să sucede. Și mașina stă tot așa. Nu-i așa. Cocoaș, da. Și nu, bine, l-am trimis la privare și eu nu i-am confirmat. Și am avut discuțiile astea cu reprezentanța de la Rompez și... Și am vrut să mergem la plecăm la Gutinaș. Unul din ei, nu directorul ăla, unul din ei, că dorește la vieșoarea lor, că e clisa aia și nu poate. Păi am vrut să plecăm, să copiești. Păi dacă, și... dacă, dacă merg eu, că chiar voia să trimit pe Ilie sau pe Vasile la Gutinaș. Zic, hai că merg eu. Și am spus, dat la vieșoară. Și ne-a dus până sus, până la container, cum e nu? Nu merge. Da. Hai și mai încolo. Și ne-am dus, am întors tocmai la Ciceu. La Ciceu. În capăt la Ciceu. Da, acolo e loc de întors. Merge. Era o leacă de problemă aici unde faci jos la roșu. Da. Că poate, marți când vine mașina, vreau să fiu și eu chemat. Eu am zis. Și-o zis că vine și el. Este un copac. Și să ne ducem cu mașina. Dar să pună de aia de 12 tone, să pună de aia mai mică, da. Nu pună de aia mare. Da. Și ne ducem până care salcâmul ăla, da. Nu încurcă cu nimic salcâmul. Nu încurcă. El din poate salcâm. Așa fac și iarna, când se nu-ți duce să facă dezăprezeri din cauza salcâmului. Facă-l tăiem la șurpia la tăiem. Da. Și, deci, nu-i niciun fel de problemă, o să meargă și până la ce. Dar nu se duce nici până la Comica nu s-a dus. Deci, nici până la Comica nu s-a dus. N-au mers deloc, nici de... Deci o să meargă mâine, dacă e mâine dimineață... Mâine mă ocup eu, iau. Și mă duc și vin și eu. Da. Așa. La Gutinaș era o leacă de... Era moale o leacă, așa. Am pus balast. Și acum, ce că ar fi pus balastul cam... stratul cam gros și îl vom curca. Nu e niciun fel de problemă, acum sunt cu Lopez, cu Sapi, de la 416. Și curăț îl face practica. Dar problema e, mulți întreabă, ce care, dacă locul nu ajunge mașina, plătesc cu noi. Da. Păi dacă nu se duce să le ia... Păi dar unde? Păi dar se duce, de asta am fost cu ei, dar nu o să poată merge partea dreaptă spre Pascal, acolo nu se poate. Nu se poate. Merge, întoarce sus la școală, la biserică, în față, dă cu spatele până la pârvul, da. Partea aia, dar din coace nu poate. Și am zis că o să punem un container, tot aruncă ei, sau două containere, tot aruncă ei la biserică, jos, e acolo tăpșanul ăla mare, lângă râpa de la, despre biserică. Și acolo o să punem două containere. Containere să-ți faci în sac, până ce s-a aprobat. Dar tot trebuie, da, tot trebuie... Să punem saci. Păi dar vine un câine,
Dacă e țar, ce să fac? Atunci, platonul de pe noi. Dar pune bătaie, ăla e nu. Deci, nu, dar dacă pune, dar dacă aduci, dar dacă aduci container din ăla de 1000 de litri, din ăla mare, omul se duce oricând, pune în container acolo și când vine mașina mare. Dacă se pune lângă el, tot atâta. Nu, face cât un sarg mare acolo pe deal, unul din coace la Doru, partea undeva, și pe urmă ăștia... Dar la Doru de ce? Nu știu dacă se duce mașina prin colo, pe Ion Matez, pe partea cu Babu Gulesa. Dar nu poate să iasă de pe ulița aia, nu poate să iasă marța cu, cu Bela? Cum aduce cu sacul, nu poate să vină marța cu Bela? Nu se știe ora la care vin. Când vin la 1, când vin la 3, da, când vin... Pun deci containere, o oră fixă. Pot să-mi iau... Da, acolo nu... Gege, acolo faci la cumurul... Da, dată-mi iau... Nu fac dată mult, undeva, cred că merg pe ulița aia. Știi că vara, dacă omul duce... Marța vine mașina și omul miercuri duce... Mizerie acolo. Omul știe cum e. Poate să ducă și omul să moarte. În sac. Nu, și căldurile alea vara, nici mie nu mi-ar conveni să stea să, să miroase. Normal că nu. Ulița ar putea chiar dacă nu duci mortăciunea aia, tot duc rezidu, duc aia. Da, și să-mi pută, miroase. Îți spune containe, domnul primar, cum spune Bogdan, alea sunt închise, n-au nicio treabă, care e... Sunt încăpătoare, ai mult să bași din... N-ai treabă. Vorba de voi, dacă duci. Dar asta, deci, l-au dat întâi tomberoanele pentru restul astea amenajere. Dacă spui coaja de ceapă, de cartof în ăla, mai tot o cargare de apă, el într-o săptămână nouă putere. Deci, de plastice duci. Trebuie da? Găsit, trebuie găsit un, asta, un loc în care să amplaseze și containerele astea. Că nu, de unde civilizații, ce spui tu, ca să coaja de ceapă, să o pun în... Nu face nimeni compost. Nu le amestec. Facă compost. Da. Acum nu știu dacă ne crede. Societății sunt obligate. Nu am auzit, domnul președinte, care un băie până. Haideți să vă spun că am avut vineri, am avut o întâlnire la Bacău, cu Adisul, cu reprezentanța Adisului și cu reprezentanța Aeropresului, chiar directorul. Multe localități obligă. Deci condiționează eliberarea autorizației de funcționare de contractul cu gunoi. Eu n-am făcut așa ceva. E de continuare și numai eu, de din toate societăți. Deci, n-am făcut așa ceva, dar oricum, o să plătească tot și cu cât ai făcut, cu un metru cub. Un metru cub, dar era... Se reduce, să... se reduce, se reduce la jumătate. Asta a fost discuția, se reduce la 0,5 metri cub. Acum... Nu ne dă niște bonuri pe care să iei cantitate de gunoi care... Și cât, și cât s-a trecut? 0,8, 0, nimic într-o zi, de depinde cât, foarte puțin, nici jumătate. Ce se întâmplă? Eu am avut și eu, am mai avut o discuție cu ei referitor la contractele cu agenții economici. Că scrie în contract, dacă ai văzut, scrie că plata se poate face la tonă sau la metru cub. Da, da, da. Ei, și am zis să facă și colectarea la, la tonă sau la kilogram. Păi știi? Și se vine cu cântarul. Că știți ce se întâmplă? În tomberon, în tomberon tu ai hârtie de la magazin. Da. Viduari. Da. Și îl pui acolo. Alea sunt ușoare. Ușoare și ele sunt voluminoase. Da. Tu n-ai presă ca să... Ar trebui cartoanele să le strângi bine, să le lești și să stea acolo pe fundul... Tomberon. Da. Dar tu din 3 kg de hârtie ai făcut 0,12 cât are o bubelă de asta. Sau nu, are 0,8. O pubelă din asta de 120 de litri are 0,8 0,08 metri cub. 0,08, așa mi-a fi știut. Eu cred că în final el metri cub tot în, în kilograme transformă. Și tu dacă depășești, păi, el, el când duci, plătește la, la tonă când descarcă la groapă. Cântărește camionul. Atunci îți pune un metru de gunoi, îți pune la o tonă. Tu poți să duci... Da, plătește. 0,3 metri cubi într-o lună, dar la ei o să bagi cu 0,75 metri cubi. Dacă ar fi la kilogram, bă, cât ai dat, atât îți cântărești. Mie nu-mi lasă bonul. Păi îți lasă, îți lasă, dar îți lasă.
Dar bubiela e plină. Dar nu-i presată. Și dacă ar fi presată, n-ar mai avea un 0,08. Poate ar avea 0,04. Înțelegi? 0... Că după aceea ce depășești 0,5 metri cu pe lună, te taxează în plus. De-aia îți dă bun. Și atunci celălalt de tu discut o leacă cu omul, că băi, uite, nu-i presată. Nu-mi treci 0,08. De bucat de sfat, mergi. Știi el. Să știi că nu a luat în pagulă. Nu face muncă voluntară. Dar celălalt societăți de ce sunt de acolo? De ce sunt plătească? Să nu se condiționeze. Să te țin din rând. Păi, adică pădea Gheorghe din capul lui obligat să plătească. Și o societate care fac mai mult cu noi decât Gheorghe. Dar societăți le scot la poartă? Putem? Scoate, da, ca persoană fizică, când. Hai să-l luăm în Către sau Radu sau... Și când scoate? Nu știu, nu mă interesează. Dacă scoate mai mult de o pubielă, nu ia. Dar problema e că așa ar fi corect. Dar nu ia mai mult de o pubielă. Hai să spun o chestie. Plufecior meu, marța trecută, avea 3 tombeloare. Avea unul dat din Consiliul, că scria Consiliul Județean, și două de astea cumpărate de el. Eu luat unul și două i-am lăsat în drum. Eu luat unul pentru persoană fizică, și ăla care scria și Consiliul Județean pe el, și ăla de două i-am lăsat la poartă. Și am păcit, dar corect, deci corect, ar trebui să plătim toate societăți. Așa este. Corect. Așa este, dar o să plătească. Adică eu, ca persoană fizică, plătesc. Poate au noi, poate n-am. Sunt... cum e scris al de față, nu e cum alt, sunt mai de capul lor. Și eu societate, deci nu plătesc? Spune că e prea mult bani. Ia 500 de mii. Păi da, e prima dată au venit contractul de un centru cub. Și venea un milion și 300 de mii. Și acum e vreo 600 și vreo 65, parcă, cu tot cu TVA. Da, și mult mai mult. S-a redus. Bine, că acum ăsta e deductibil. Îl bagi pe cheltuieli. Da. Îl bagi pe cheltuieli. Sunt domn... Ca să trei tombeloane n-a luat decât unul, corect. Da. Și când nu ai din loc ce se întâmplă? Da, bucuria lui. Asta e ca la pescuit, când duci la astea cu balta, plătești, dar nu ai voie să iei mai mult de 5 lire de piele. Deci dacă nu prind, dai de 5 lire de piele. Dacă nu are din loc, tot în defavoarea lor, așa. Pentru că ei încasează, nu încasează... A, pentru persoane sau... Că au făcut un total, băi, câte persoane sunt, nu știu câte sute de mii de persoane în județul Bacău, ori 3,76 sau sunt atâtea societăți, atâta trebuie să iau, nu? El încasează la kilogram? Da. Și atunci de ce nu-l ia? Dar este implicat la bătăriară. Ce zice că de acolo? Băi, nu. Ce zice, la persoana fizică e 3,76, la societate faci contractul direct. Are alt regim. Așa, și e 500-600. Aici. Păi, spuneți-i băiatul, spuneți-i la vecinul de lângă el. Bunor. La cum da, are da. Și eu. Dar corect, trebuie să plăte tot, dacă tot. Da. Să urmărească, că nu scot eu. Da, păi că... Și cu vis-a-vis de pubierii, căutăm să dăm... Azi n-am mai dat tractorul, că am eu treabă. Dar am fost dat... în zona gării, pe acolo, da. Pubierii. Nu, 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 nu. Am făcut Negoiești, am luat Negoiești, l-am pisat. Vine din Vana pe partea dreaptă. Sigur că da. Utilajul ăsta n-ar putea tracta și o de mărți? Societate. Un de scăpătorul? Dacă ar fi pisat? Ba da. Ai lăsat să-l spui domnul Mateiș că vrea să-l dea jumătate oră. Cred că poate că are... Domnilor, consider că dacă m-ați trecut în opoziție, te sta. Dar ești un opozant și te sta. Cu toate astea, dar mulțumesc. Cu toate astea, îmi cer scuze că am întârziat un pic, că vin din oraș, de n-am reușit să ajung la timp. Tot referitor la gunoi. E un început care, ca și orice început, creează probleme, dar el sigur se va pune picioare și este mult, mult în folosul omului, să știți. Că prețurile sunt mai mari sau mai mici, ele se vor regla pe parcurs. Să nu mă depărtez de subiect de mașină, că m-aș lua lucru să spun. Domnul primar, sunt 18 familii.
începând de la intrarea de la Biserica Catolică, sus Pipărău, drum accesibil foarte bun, până sus la, până sus la fosta velniță. Și este loc de întors. La Dănăița. Sunt 18 familii. Roagă, deci pentru 18, cred că ar putea să intre mașina. Cred că azi, dacă nu mă înșel, cred că azi o pusă curile în coadă. Da, da. Cred că azi defrișează, face culoar. Foarte bine, foarte. Ca mâine da. Să putem băga mașina. Mulțumim, asta e foarte. Știu. Al doilea lucru. În fața Bisericii Catolice, rog pe domnul vice, haideți să punem o plancardă acolo, că la urmă urmă ăștia suntem și cu ăștia defilăm vis-a-vis de gunoi, să nu mai aruncăm acolo. Și, și apropo, să, vă rog să puneți în, în biligvă ăsta anunț, ați înțeles? Așa, că poate nu înțelege, poate nu înțelege românește. Dar nu putem pune numai în limba aia? Am înțeles, am înțeles. Da. Că e, este urât, este urât. Și acum, de la lucrurile urâte, un lucru frumos, care mi-ar place să, să, să se continui. Odată, ce puțin odată pe săptămână, nu? Se curăță hârtile pe drumul Bogdana. Sau ce puțin așa am văzut. Ce puțin odată pe săptămână sau de câte ori este nevoie? De câte ori, foarte bine, foarte bine. Și oamenii care fac acolo ar mai putea să facă. Eu am avut, nu, în ceva plăcut la urma urmei. Erau două domnișoare, mă rog, și mâncând dintr-o punguliță, la una, la un moment dat, a terminat și a aruncat. Și am rugat-o, te rog frumos, dă-mă ea, că am, am probleme cu sciatica, că îmi trebuie mie punga aia, îmi trebuie. Tu, am înțeles că se mi-o dea. Și-a dat-o? Mi-a dat-o, aveți cuvântul meu că mi-a dat-o. Și am spus, nu, nu-mi trebuie. Și te-o duc la coș, la gunoi. Aveți cuvântul meu. O cunosc exact cine este. În ce limbi ai spus? Nu, nu, chiar pe românește a spus. Chiar pe românește a spus, aveți cuvântul meu. Ei, și am auzit după aceea că erau fete astea care mai ies seara pe ea, așa. Ah. Uite, domnule, și așa. Deci a avut efect. Dacă s-a supărat, înseamnă că a avut efect. Da, da, da. Da. Nu, no, am tot am avut. Mulțumesc. Domnul Bontaș. Da, dar vreau să ne întreb la noi când, cam de când ajunge cu copiii de astea. Ca să anunțăm oamenii aia să vină în diavolele mele. Dacă vreți, după ce termine voie... Când la noi, nici la... Da. Da. Acum mai e ceva pe neguieri. Partea stângă cum mergi la vale. Și partea la stângă pe vorba. Nu. Nu. Deci, mâinii s-ar termina bine. La casa? Să văd dacă termine o treabă mâinii. Dar vă dau niște greșeminte. Să mă, mă sunați. Da. Și merge până sus pe Ciobești. Am mergem cu tot cu tractorul? Da. Are un sărătoare. Da, de ce să nu? N-am dat remorca, are sărătoare cu remorca acolo. Nu am putea. 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 Știu, știu, știu. Nu am putea. La domnitec mai e. Da, și ăia de pe Ciobești vine acolo. Vine acolo, da. Ce-a vrut să mă întrebi? Poziția mai face? Care prăziție? La toată. Ocazional. A, de la Radiana? Nu, nu i-am mai văzut. Nici eu nu i-am mai văzut. Țiganii ăștia se duc de aici, de la Neagu, până la poarta 1 la Chimic și taie cu aceeași toate crengele de drum. Nu mă crengi pe acolo. Drumul Chimicului? Eu am văzut doi țigani. Pe drumul Chimicului, zic? Da, da, da. Da? La Neagu, până la poarta 1. Și acolo, la pasarie, în stânga și în dreapta, e ții la jumătate. Mai sunt copăcei din ăștia, mai mici și mai mari. Da, da, da. Trece, poate să iasă de la urmă. Nu știu că sacul mai are. Dar eu n-am mai văzut poliția. Mă știi că acolo Ionești. Ionești. N-am mai văzut poliția din urmă. Am tot plimbat, dar nu ne-am mai văzut. Domnul președinte, vreau și eu. Fii scos de aici? Nu știu. Așa, și când are timp, Sergii, când are timp și vine în jervență, ia trag atenția lui Tichia la rugă. Toma. Nu mai de-i dăm în zveri acolo pe râpa aceea, nu mai el de acolo. Unii are oile aici? Da, acolo, acasă. A, sau acasă? Acasă.
Îmi dă mizeria cu bitoane, tot ce dă de acolo. Eu zic, bă, și copilul, ce să-i fac, să-l omor? Păi, dar copilul e al tău, educa-l. Domnul Botezat. Da, că suntem tot la capitolul curățenii, da. La corp acolo trebuie pus un pic, spus lui Rica, cu stâna. Lui Iosu. Că am înțeles că iese, intră toată ziua pe stradă pe acolo și face o grămadă de balică, de oi. Pe acolo se duce, pe acolo vine. Da, lumea e nemulțumită, că e normal, e asfalt acum, trece la deal, la vale, se duce cu oile, iese din ograd, pe stradă pe acolo face o grămadă de balegare, de-aia noi dat doar nimeni să calce prin balica lui. Astea două probleme, la corp, mă spune la corp, la Iosu Brică cu oile. Să și la are alternative, sigur că da, trebuie să ducă, pe, are drumul ăla pe țarnă, pe acolo, prin spatele, dreptul lui acolo, de fapt. Poate să iasă și să... N-are ce căuta la mal, n-are ce căuta cu el în sat. Normal, dacă tot s-a turnat asfalt acum și e curat, de ce să treci tu cu oile tot ziua? Pentru lumea să se manifeste, domnule. Da, normal, scandal. M-am uitat la televizor, un parlamentar a propus să opereze câinii la corzile vocale mai late. Ar trebui să opereze pe el. Nu, domnule, hai să trebuie să pochita. El ca parlamentar, că... Deranjează lucratul pe el. Da, atât am. Domnul Chenciu. Stimați colegi și vreau să spun, de fapt sunt cadrat la punctul numărul 2, dar am capit, consider, chiar la diverse. Aș adresa rugămintea către șefii compartimentelor de la serviciile astea speciale, să supravegheze exact personalul care este nominalizat și să știe că cel care nu își respectă îndatoririle, părerea mea că poate fi scos din această listă. Deci el trebuie să știe, ce trebuie să-și facă treaba. De asemenea, tot la capitolul ăsta, consider că este necesar ca întreaga populație să fie educată, ca atunci când este nevoie să sară toată lumea. Și asta depinde de acești băieți care se ocupă cu compartimentul respectiv. Dar, de fapt, cred că nici nu ar trebui spus că eu am avut odată o situație de incendiu și o sări mai tot satul. Până au venit pompierii, a fost stins incendiu. Sare lumea așa, în general. Sigur. Până la sărie, eu zic să fie civilizați și să nu dea foc nesupravegheat. Să mai întâmplă. Adică acești oameni au treabă numai când sunt probleme. Ar fi foarte bine să nu fie probleme și să n-aibă de treabă. Joi seara, parcă, eram în față la magazin, la Răzvan. Așa fum negru, chiar din zona aia, la Dragan, de la secții, de la... Și o leacă de teamă, știi, ce-o fi. Și m-am dus repede. O, dar atunci. Și știu cine o dat. La stuf. La stufă, la papura aia pe divare, pe acolo. Și că l-am văzut, el are bucat de acolo, dar eu cât am stat la magazin la, în față, pe, la Răzvan, l-am văzut că o trebuie cu bicicleta acasă. Bine, nu m-am gândit eu... Spun să duci ce se face. Nu, sunt acasă. Și după aia au coincis cu focul dincolo, știi? El a fost, o dat foc și sunt acasă, liniștit. Păi și nu fac asta decât seara, pe la 5, jumate, 6. Bă, dar ce zic că nu-ți văzuți atunci. Da. Duc, da, lumea trec mai ușor neobservați. Da. Da. Ei, sunt oameni care au plăcere. Sunt pe român din ăștia, nu, dar nu, că, nici nu a stat măcar să vadă cum arde focul. Cred că l-ați atenționat. N-am avut ocazia să stau de vorbă cu el. Ei, trebuie luat direct când ducă, băi, parcă ai dat tu. Nu, dar îi spun, băi, când ai foc, dă mai dimineața și stai lângă el. No, la oricum, sunt o serie de oameni care n-au nicio treabă cu lucrurile astea de... Da. Nu interesează, nu interesează. Arde în lucru, casa lui e în sat, n-are nicio treabă. Nu, adică să ardă ce care e problemă. Treaba lui e importantă. Îmi tratează cu foarte mare indiferență. Domnul Slot. Da, ce vreau să vă întreb este că...
Dacă se continuă cu șanțul de la locul gării mai spre Grădeana acolo, că până acolo am văzut că e făcut șanțul de pe partea locului. Așa. Și de la bloc mai să mai continuă. Voi spre tine la deal acolo? Da, pe acolo se scurge apa care vine după toate râpile. Da? Da. E nevoie, punem, că avem forță de loc. Da. Dacă ar face fiecare om în fața porții, stai, dar nu face. Stai, și dacă s-ar putea, făcută o limiță, cred că mandatul care urmează, nu s-ar putea trece în inventarul domeniului public și ulița aia. Că dacă ar fi betonată, n-ar mai intra până niciodată. Da, dar eu putem oricând să putem trece. Da, ulița aia, cu fiind betonată, sau cumva, nu știu, s-ar scurge apa mai repede decât să rămână să se ducă în părți prin obrăzile oameni. Haideți să facem o înțelegere. Deci nu-i trecută. Da. Considerăm că am discutat-o și pe aia. Nu uitați. O trecem în hotărâre, dar să verificăm întâi dacă cumva nu-i prins în, da, în domeniul public cu altă hotărâre. Da. Da. Și dacă nu-i prinsă, considerați-o că e discutată și aia, da, o măsurăm. O trecem în domeniul, da, public și puiul semnează, ca președinte, semnează hotărârea. Da, da, da. Și eu, dacă-mi permiți, da, eu am, eu duc mai departe ideea lui domnul coleg. Acum nu, nu sunt condiții vis-a-vis de alergia acea uliță, dar ea va fi care de acces, știți când? Când o decide cel de sus, ca soții bătrânii, da, da, așa, să treacă dincolo. Că doctorul va fi atât de înțelegător. Eu am discutat cu dânsul problema asta exact. Și a spus, până când așa, nu pot. A vă spun ce am pățit eu pe ulița aia. Da, da, da. Acolo se ceartă din cea lui Cristian și a lui Codreanu. O solicita cetățeanul ăla care a luat de la Doru, Ierimia. Da, da. Așa, o solicitat balast pe ulița aia. Doar că îl împrăști eu, că fac. I-am dus în gura uliții acolo de zoane, i-am dus o basculă de... Și-a venit aia lui Cristian. Care dintre ele? Viorica. Viorica. Ați avut noroc, nu a fost amândouă. Da, da. E, dar fusese, nu știu, era bărbat sau cu cumnasul, cumnasul cu băiatul lui Viorica sau nicosul. N-are băiat. Costul. Viorica nu mă fede. Care nu mă fede. Și, poate era cine, era Giner. Și un băiat. Giner. Da, și ăla era mare deștept. Era topometrist, era inginer de drumuri. Nu are lângă uliță casa. Iar fără sa. Ah, și spunea că au ei titlul de proprietate, dar are nimeni pe uliță. O ieșe și bătrâna. E, bătrâna și-o permis să le spună pe direct, nu... Da, da. Da, l-am sunat și eu, l-am sunat pe doctor și... Azi, dacă puteți, chiar vă rog să veniți o leagă acum aici. Doar bătrâna se spunea că duce apa, dar are și-o turnat fundație, da, da. Tot la fundație, dar a venit apa și-a mărit acolo și fundația i-a înjurat din pământ. Și după aceea, ce dracu te-au pus să cumperi casa aici, mă, hirai al dracului să fii, dar că numai din cauza ta trebuie să pui balast aici. Da, deci da. Atunci se rezolvă problema aia. Președinte, am și o problemă. Domnul Nicola. La noi, comună, nu se schiure morcile pe... Adică și cu pentru că m-a întrebat Gelu Popaș. Nu știu ce să răspund. Remorți, semi-remorți. Conform legii. Nu. Cu numele de comune se înscriu acele vehicule, autovehicule, neînmatriculabile. Deci tractorul... Da, da, tractorul din braț, dacă este rutier și te prinde cu drum de, cu număr de... Așa. Dacă vedeți, certificatul ăla de matriculare care se eliberează de la primărie, spune că n-ai voie să circul pe drumul național. Da, dar pe drumurile comunale... Pe drumul comunal circul cu număr de comună cât vrei. Corect, și cu remorca, de ce nu pot? Bun, la tractor, mai e și chestia, tractorul este pentru brazdă, și pentru și rutier. Dacă tu spui că îl folosești pentru brazdă, nu e nevoie să-l înmatriculezi. Dar remorca, poți să spui că e rutier și pentru brazdă? Pentru brazdă, pentru brazdă. Dar ți-a dus produsele din câmp, deci nu faci altceva cu ea, deci nu faci cărăuși. Aduc produsele din câmp. Remorca, m-a spus, nu este imatriculabilă că nu e din punct de vedere tehnic.
Nu. Legea spune să înscriu cu numele de comună numai vehicule și autovehicule nenmatriculabile. Deci la tractor din brază îi spui din clar. Băi, eu fac agricultură cu tractorul. Nu fac. Și cu remorca. Cu remorca. Care din când... Duc cu noi, duc cu șoii. Nu. Aceeași chestie. Poți să mă matriculez... Deci nu merg pe drumul la noi. Am traversat. Să îți permite să mă matriculez chiar și o mașină. Dar trebuie să știi să pentru că... Chiar și o mașină pot să mă matriculez. Da, dar e rătă. Aici așa n-am plus. Totuși sunt comunii care înscriu. Sunt comunii care înscriu. Și aici este... Dăm cum avea mașina de cu noi. Și după ce să știi să primăia cu nu, de remoarcă. Mașina de cu noi. Era total ilegal. Păi dar cum? Mai ales că el mergea și prin Onești. Și cu tractorul. Și cu tractorul. Știi că n-ai voie să mergi în altă comună. Da, da, da. Deci numai în comuna ta. Da, numai în comuna ta. Dar să știi de la Iași, care fac canalizarea la Crucea de Piatră, au utilaj cu număr de Iași. Dacă ies că pe drumul public, pe drumul național, de ce are treaba lui? La plătești taxe, se duce matriculatul. Un număr de asta, de Iași. Ea întreabă pe Cătălin ce-o face. Bun, primăria îmi scrie, nicio problemă, dar ea chiar știe. Ea poliția rutier, care n-are nicio treabă cu... Nu e aceeași... Utilajele astea nu are număr de la... Păi astea sunt nenmatriculabili. Astea merg și nenmatriculabili. Da? Da, dar... Nu au voie, nu au voie. Dar el le duce... Duce pe platformă. Deci nu, platformă. Nu le duce în marș. Nu le duce pentru că nu-i convine lui. Astea nu-s de marș. Nu-i de consol, da. E de uzură. Păi cum e conștient să nu iasă cu tractorul pe drum național județean? Așa o să fii conștient că nu trebuie să iasă nici pe remorca. Ca să gândești, așa știi, să-și pe lângă lege un pic, da, uite, îți iau declarații că o folosești numai pentru... Așa nu ești pe drumul. Și stai sigur, răspunde și eu îți dau numele. Treaba asta nu e prea clară cu numele. Deci sunt mașinuțele alea, gen lăstul, nu știu care, care cer cu numele de... Da. Nu știu, n-ai nici permis. Și le-am văzut din bubat, din județ. Da, dar alea sunt 50 centimetri. Da, da, da. Putea să... Da, pe așa mopedele. Nu e sub 50 centimetri cubi, dar e număr de comun. A fost un accident, deci știa cum să-i zică cu poate... Deci o să dăm Gigi, dar își asumă răspunderea fiecare. Exact, deci practic, știa că îmi poți ieși într-un național, nu ies. Dacă ies, problema n-a. Dar totuși, pe drumul național... Cred că o să vină, cred că o să vină timpul când chiar nu o să mai putem circula cu el. Deci, cum să-și le-a spus domnului. Dacă ai asigurare, tot mai e o portiță. Mai e o portiță că ai asigurare. Ce zici? Dacă faci un accident, îi dai asigurarea lui ăla și... Mi-a zis că o vizită să-i asigurare pe portiță. Nu spuneți ca să o matriculez, nu spuneți ca să... Dar matricularea nu costă mult. În sine, din cât va ești obligat să iei asigurare, o vinietă, da, plătești destul. Plătești destul. Dacă o matriculezi, plătești taxă, și impozi, TMD, plătești destul. Păi de asta nu scrii, că costă mult. Cel care are... Că n-am mult. Domnul Reileanu, hai să mai schimbăm subiectul. Eu zic, de ce acolo se poate? De ce la noi nu se poate? Perioada următoare să alegem un nou președinte de credință. Hai să întreb și altceva. Vis-a-vis, de ce acolo se poate, de ce acolo nu se poate? De ce la comuna Căiu se plătește taxe de iluminat și la comuna Ștefan cel Mare nu se plătește taxe de iluminat? Supărați oamenii pe teama asta? Acolo supărați. De ce plătesc? La comuna Căiu s-au mărit taxele, impozitele? Pe ei se măreau și aici, dar... Așa? După și de ce la Ștefan cel Mare nu s-au mărit? După... Vezi? E... Mai bogați de aia. Da. Băi, așa și cu asta, știi? Dacă dumneavoastră poate pentru că... dați un proiect de hotărâre să mărească taxe, sau, nu să mărească, să plătească taxe pentru una, poate să plătească. Și așa zic că plătească. Da, așa. Deci că nu arde cu mine. Așa zic. Deci noi nu plătim? Da. Păi îi spune impozit. Îi spune impozit. Nu. O să doar plătească inima. Eu nu știu, n-am treabă cu ei, că nu... Da. Păi, puiul. Dar și tu ce ai spus? Cum ți-i spun? Da, domnule președinte, ați...
spune atâta. Uite chitanța care se eliberează de la impozit. Dar și vedeți că scrie taxa iluminat public. Nu menționa nicăieri. Alea de când ce plătești la primărie, scrii undeva, scrii, bază, scrii altceva. Domnul președinte, domnul Răilean, v-a spus, bun. Domnul Poenar, am o propunere pentru viitorul președinte. Da. Să terminăm cu diversele. Trebuie să terminați întâi cu diversele. De ce mai e mășutul? Și după aia e invers. Domnul Poenar. Timp când s-a făcut propunerea de domnul Vici, după să o ducem până la capăt și după aia interveneam eu. Păi am o propunere, dacă îmi permiteți. Fiind cel mai în vârstă și vice și consiliar. Din familie? Nu, din colectiv. Din colectiv, domnul Răileanu să... Dă satisfacție la alți consiliar. Asta e plăcerea mea care... Eu am spus, mă, deci e propunerea mea. Propun și eu pe domnul Cercel, fiindcă n-a fost niciodată. Băi, da, eu am dumneavoastră la fiecare ședință. Să-ți pune propunerea, eu știu, dacă nu-l mai... Exact, de ce mai pune propunerea, domnul? Nu mai punem pe listă, să mai conduc ședință, mă, da. Domnul Costi Grăileanu, păi... Să încheie. Asta e ultima ședință. Păi lasă, dacă... Lasă-mă din ea ce-a spus. Eu am spus cel mai în vârstă, nu? Asta ce-am greșit. Ultima președinție e mandatul ăsta, că se termină în... Deci, martea, aprilie, mai, și iunie se schimbă. Da, Nea Nicu, care e mai vârstă? Toți ne terminăm. Cel mai vârstă, Nicu. Și cel mai vârstă, Nicu. Dacă era, dar a fost undeva o greșeală, că nu s-a respectat cu câte 3 luni. S-a sărit odată. Ori a făcut 2 luni, unul, ori a făcut 4. Nu, 4. Ei, că trebuia să încheie mandatul în iunie. Exact, da. Dar oricum n-aveam când să mai fac tot în mai. Corect. În iunie e pe 5 alegerile. Și deci, să încheie martie, april, mai. Și de ce, ca să termin ideea, de ce îmi place de domnul Costi, că știi să-i țină o leacă din frunc pe cei mânzi doi? Aveți stilul dumneavoastră aparte. Nu că vă laudez, nu că vă laudez, vorbim serios. Nu că vă laudez, dar... Mai există altă propunere privind președinția? Nu, președinția nu da altceva. Nu, pe hai să lămurim pe asta. Haideți să lămurim la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Deci domnul Răileanu va conduce...